Bună ziua, facem astăzi roluri cu cremă de vanilie și cacao. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video, iar la sfârșitul acestui video o să vă pun crema. Vă invit să urmăriți. Da, sub video o să vă pun și roluri cu crema de brânză sărată. O să ung formele cu ulei, neapărat vescunse. O să întind aluatul foietaj și am grijă să nu se lipească. Poate să cumpărați și o bucată gata, făcută și doar o tăiați fâșii. Am fost atentă să nu se lipească. Acum o să le tai. O să tai fâșii, cam de un centimetru jumate, aproape 2, nu contează. Oricum o să le rulăm pe forme care sunt unse cu ulei. Le rotesc. Vedeți? Las mereu deasupra. Vedeți? Mereu partea de jos o să o acopăr. Le pun în tavă, unde am terminat, cu partea aceea în jos. O să le ung și cu gălbenuș să aibă o culoare frumoasă. Acum, dacă nu lucrați repede, se acoperă să nu se usuce. Deci așa ar fi foarte bine. O să folosesc și altfel de forme. Continui așa cu toate. O să ung cu gălbenuș de ou, insist deasupra și pe părți puțin. Am terminat de uns cu gălbenuș de ou. Acum o să pun la cuptor preîncălzit la 200 de grade. Au o culoare frumoasă, sunt de 15 minute. Opresc focul. Las să răcească foarte puțin, apoi le scot de pe forme. Am lăsat puțin să se răcească, acum o să scot din forme. Fiind unse, o să iasă foarte, foarte ușor. Să umplu cu cremă. Continuă așa cu toate. Puteți să combinați și cu cea de vanilie. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi, rulori cu cremă de vanilie și cacao. Sub video găsiți toate ingredientele folosite și o rețetă cu rulori cu brânză sărată. Iar la sfârșitul videoului o să vă pun și crema care am făcut-o astăzi. Mulțumesc că m-ați primit și la revedere! O să fac crema de vanilie sau cremă patisier. Desfac pastaia de vanilie și o să pun pe care o să pun
laptele. Punem și pestaia. Pun pe foc până se încălzește foarte bine, acopăr și las la o parte. Așa o să ia gustul de vanilie. Peste călvenuș pun sare, amestec foarte bine. Pun și zahărul, amestec și cu zahărul. Am amestecat și cu zahărul, acum pun amidonul. Cantitățile toate le găsiți scrise sub video și cu un link cu rețeta explicită, foarte explicită. Acum am luat puțin din lapte și o să amestec, deci este doar călduț, o să amestec peste ou. Adaug din laptele care este fierbinte și amestec energic. Așa o să se pierdă acel gust de ou neplăcut și o să avem o cremă foarte gustoasă. Am schimbat samluc mai mult. Amestec energic și reîntorc pe foc. Amestec în continuu până obțin o budincă. Este gata. Așa trebuie să arate. Sclipește și asta e consistența. Opresc focul. Scot păstaia. Acopăr cu film alimentar. Acopăr direct pe crema de vanilie, las să răcească, apoi, la alegere, ori se pune unt și se mixează, ori frișcă. Dacă puneți unt, o să se numească crema Marlene, dacă puneți frișcă, o să se numească diplomat, la preferință. Crema de vanilie sau patisier s-a răcit, acum o să adăugăm bucăți de unt, bucată cu bucată. Ideal este să aibă aceeași temperatură untul cu crema de vanilie, adică patisier. Mixăm. Produc a doua bucată, când prima este mixată total. Cu cât mixăm mai mult, devine mai cremoasă și o consistență foarte, foarte bună. Crema noastră este gata. Crema este gata. Și arată. Cum se poate da culoare, gust, puteți să puneți cacao. Se poate folosi, dar înainte se dă la rece cam 5 minute. O să folosesc jumate albă, jumate o să pun cacao, o lingură de cacao. Și cacao. Și mixez un minut. Se poate folosi așa sau efectiv o să punem prânză Philadelphia, crema foarte, foarte reușită o să iasă. Este gata, dau 5 minute la rece și se poate folosi. Continuă așa cu toate.